Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit! Sunt Octav Tarlapan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să urmărim care sunt principalele titluri ale ediției. Comisia Europeană a recomandat vineri 7 iunie Consiliului Uniunii Europene începerea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Inițiativa civică Cetățeni pentru Europa își propune să informeze populația cu privire la beneficiile concrete ale integrării europene, contracarând narațiunile false propagate de Kremlin. Agenția Națională pentru Protecția Mediului din România va dona Agenției de Mediu din Republica Moldova un laborator mobil performant pentru prelevarea probelor de apă, aer, sol, care vor stabili gradul de poluare. Până în prezent, aproape 56 de persoane au fost puse sub acuzare în dosarul finanțării ilegale a partidului Șor. Declarația a fost făcută de procurorul general Ion Munteanu. Comisia Europeană a recomandat vineri 7 iunie Consiliului Uniunii Europene începerea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Astfel, Comisia Europeană le-a transmis ambasadorilor UE că Republica Moldova și Ucraina au îndeplinit condițiile pentru a începe negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Decizia a fost salutată de oficialii de la Chișinău. Prima reacție a parvenit chiar de la negociatorul șef responsabil de integrare europeană, Cristina Gherasimov, care a specificat că Republica Moldova se îndreaptă cu pași fermi către lansarea oficială a negocierilor de aderare la UE. Astăzi, în raportul Comisiei Europene către Comitetul Reprezentanților Permanenți ai Guvernelor Statelor Membre, pe lângă UE, principalul grup de pregătire a Consiliului, Republica Moldova a fost evaluată ca îndeplinind și ultimele trei recomandări ale Comisiei Europene. Următorul pas îl reprezintă adoptarea de către statele membre ale Uniunii Europene a acordului de negociere și convocarea primei conferințe interguvernamentale. De asemenea, demnitarul a mulțumit statelor care au transmis ieri președinției belgiene a Consiliului o scrisoare comună în susținerea organizării primei conferințe interguvernamentale până la sfârșitul lunii iunie. Estonia, Finlanda, Germania, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia și Suedia. Republica Moldova se confruntă cu o provocare majoră în parcursul său european, dezinformarea și propaganda orchestrată de forțele ostile integrării europene. Combaterea acestor mesaje toxice este esențială pentru a asigura un viitor european prosper țării. În acest context, un grup de cetățeni în frunte cu fostul ministru al afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu, a lansat inițiativa civică Cetățeni pentru Europa, care își propune să informeze populația cu privire la beneficiile concrete ale integrării europene, contracarând narațiunile false propagate de cei care doresc să mențină Republica Moldova în sfera de influență a Rusiei. Scopul acestei inițiative este să consolidăm locul Moldovei în familia de state europene. Această inițiativă vine într-un context foarte dificil pentru țara noastră, pentru regiunea noastră. Din păcate, asistăm la eforturi sistematice de a ne dezbina și destabiliza țara noastră. Acestea au atins cote alarmante și, evident, nu putem privi cu indiferență la aceste tendințe și tentative de a ne dezbina. La rândul său, antreprenorul Vasile Tofan a subliniat că este necesară o mobilizare comună pentru a valorifica oportunitățile europene. Am încăpățânarea să cred că mobilizându-ne putem aduce Moldova în Uniunea Europeană până în 2030, astfel încât să ancorăm țara ireversibil în rândul democrațiilor libere. Să nu lăsăm povara asta copiilor noștri. Să ducem noi lucru până la capăt. Nu va fi un drum ușor. Va trebui să muncim cu toții pentru a convinge alte 27 de țări că ne merităm locul la masa lor. Va trebui în același timp să ne unim forțele pentru a proteja interesele noastre economice, să ne asigurăm că primim miliardele de euro necesare în fonduri structurale.
La eveniment au fost prezente și nume răsunătoare care ne fac cunoscută țara la nivel global. Este vorba despre soprana Valentina Naforniță. Oamenii din țara noastră merită o viață mai bună. Copiii de aici merită o educație culturală, muzicală, artistică, colorată și fascinantă. Merită să aibă posibilitatea și libertatea de a se integra în amalgamul de culturi europene. În cadrul evenimentului de lansare, grupul civic a dat citire unui manifest prin care cheamă cetățenii la mobilizare pentru a asigura o participare masivă la referendumul privind integrarea europeană din 20 octombrie 2024, dar și pentru a combate dezinformarea și propaganda prin campanii de informare corectă, bazate pe fapte și adevăr, pentru a demasca manipulările care încearcă să submineze viitorul nostru și procesul de integrare europeană. Inspectoratul de Stat al Muncii a descoperit cazuri de muncă nedeclarate la 30 de companii din Republica Moldova, fiind identificate 140 de persoane care erau remunerate neoficial. În total, controlele au fost efectuate la 189 de companii. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, muncitorii angajați la negru pot beneficia de sprijinul necesar pentru a-și formaliza activitatea. Instituția subliniază că munca nedeclarată subminează sistemul fiscal al țării și privează angajații de drepturile și beneficiile pe care le-ar avea în mod legal. Potrivit statisticilor, fiecare a patra persoană din populația angajată în Republica Moldova activează informal, ceea ce distorsionează piața muncii și creează inechități sociale și economice. Drepturile salariaților sunt adesea încălcate în Republica Moldova. Atunci când reușesc să obțină un loc de muncă, mulți oameni nu îndrăznesc să-și facă cunoscute dorințele sau să-și apere drepturile, temându-se că altcineva le va lua locul. Un alt aspect este că unii angajatori conștienți de acest lucru este ilegal, continuă să desfășoare activități economice neînregistrate, evitând astfel plata taxelor către stat. În încercarea de a combate acest fenomen al muncii la negru, mai mulți sindicaliști au ieșit în stradă pentru a furniza informații și consultanță trecătorilor pentru a educa cu privire la drepturile lor în domeniul muncii, riscurile economiei informale și importanța protecției sociale și economice. Foarte multe persoane se adresează chiar și din rândul celor care nu sunt membri de sindicat, dar la un moment dat, atunci când au solicitat indemnizația de maternitate, de îngrijirea copilului, fie au ieșit la pensie, au depistat anumite probleme legate de faptul că angajatorul nu le-a achitat toate plățile către bugetul asigurărilor sociale de stat, către bugetul de stat, și atunci persoanele își caută dreptate și evident că vin la sindicate. Membrii de sindicat beneficiază de numeroase avantaje. În primul rând, ei au acces la reprezentare și sprijin în fața angajatorilor în cazul unor conflicte de muncă sau încălcări ale drepturilor lor. De asemenea, sindicatele pot negocia colectiv contracte de muncă care să ofere condiții mai bune în ceea ce privește salariul, programul de lucru și condițiile. Aceste aspecte sunt cunoscute de trecători. Sindicatul a fost întotdeauna o comunitate sau o instituție care apără, de fapt, și este menită să apere drepturile salariaților. Or să intervină de fiecare dată când un salariat este supus unui abuz din partea angajatorului. Și segmentul 2, sigur că fiind membru de sindicat, beneficiază și de anumite înlesniri sau anumite beneficii personale, sociale, dacă doriți. Eu întotdeauna am avut legături cu sindicatele pentru că am făcut masteratul la dreptul muncii și am înțeles filozofia sindicalistă din punct de vedere a standardelor internaționale. Singurul aspect care e îmbucurător în cazul respectiv e faptul că oamenii au posibilitatea să se adune, să discute, să negocieze cu angajatorul. Asta e cel mai important. După care sunt o sumedenie de alte activități nemijlocit legate de ierarhia aceasta sindicală de mai mare și mai mare, și atunci beneficiile sunt evidente. Pentru unii tineri, noțiunea de sindicat este puțin cunoscută. În schimb, despre munca la negru știu multe și nu sunt de acord să comită aceleași greșeli ca și părinții lor. Nu e ceva stabil. Adică poți să plătească, dar câteodată poți să nu-ți plătească. Sau nu faci vreun contract ceva, munca la negru. Și cam nu-i preferat. Problema unor pensionari din ziua de astăzi este că atunci când au activat în câmpul muncii, luau salariul în plic, fără să le pese că vor ajunge ziua când vor trăi doar din pensie și va fi una mizeră. Am 86 de ani. 45 de ani am lucrat pe un loc, dar am fost la nepoți după graniță.
și acolo pensionerii au 3.000 de euro pe lună. Eu când am spus că eu am 3.000 de lei, ei râdeau. Confederația Națională a Sindicatelor recomandă salariaților să se adreseze după ajutor atunci când le sunt încălcate drepturile muncii. Persoanele se poate adresa atât fizic, să vină la casa sindicatelor, să se adreseze, deci la o audiență, la o discuție, printr-o consultație, de exemplu. Fie persoanele ne pot contacta telefonic, avem inclusiv și o aplicație mobilă, drepturile salariaților, pe care o pot persoanele descărca de pe Android sau fie de pe platforma pentru iPhone și în modul cel mai operativ, acolo pot solicita, deci în primul rând accesează consultațiile, cele mai frecvente subiecte abordate de către salariați, se pot informa despre activitatea sindicatului, recentele modificări ale legislației, precum și pot să depună o adresare în scris, solicită o consultație, fie să raporteze o sesizare privind încălcarea anumitui drept pe care acestor intuiesc sau presupun sau cunosc că a fost încălcat. În fiecare an, pe 7 iunie, este marcată Ziua Sindicalistului. În prezent, în Republica Moldova, sunt circa 300.000 de membri de sindicat. Agenția Națională pentru Protecția Mediului din România va dona Agenției de Mediu din Republica Moldova un laborator mobil performant pentru prelevarea probelor de apă, aer, sol, care vor stabili gradul de poluare. Autoritățile de pe cele două maluri ale Prutului au convenit asupra acestui lucru în urma unei întrevederi a consilierei președintei în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice, Iuliana Cantaragiu, cu conducerea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului din România. În context, șeful delegației române a reiterat susținerea statului român pentru parcursul european al Republicii Moldova. Nu am venit singur în Republica Moldova, am venit cu o delegație de specialiști din cadrul Agenției Naționale de Protecția Mediului din România, specialiști în zona de deșeuri, biodiversitate, calitatea aerului, reglementări care vă pot ajuta în tot ce înseamnă transpunerea legislației europene în Moldova. Vreau să vă fac și o promisiune. O să avem un act de donație acest an, un autolaborator pentru Agenția de Mediu din Moldova. M-aș bucura tare mult, domnule ministru, să văd un parc auto la fel și la agenție. Eu vreau să vă mulțumesc și să vă asigur de toată susținerea României în ceea ce privește integrarea noastră în Uniunea Europeană. Consiliera prezidențială și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul oferit de către Guvernul României destinat protecției mediului, gestionării resurselor naturale și schimbărilor climatice. Iuliana Cantaragiu a subliniat că asistența va contribui la dezvoltarea rețelei de monitoring a calității mediului, lucru fundamental pentru elaborarea politicilor de mediu la nivel de țară. Cei care doresc să-și redobândească cetățenia română vor fi obligați să cunoască limba română. Guvernul de la București a adoptat recent o ordonanță de urgență prin care a reintrodus proba interviului eliminată anterior. Decizia a fost luată după ce s-a constatat că mai mulți solicitanți nu cunosc la nivel minimal limba română. Printre măsurile adoptate de natură să permită accelerarea procedurii de redobândire a cetățeniei române a fost și cea privind eliminarea interviului prin care se verifică cunoașterea limbii române de către solicitantul de cetățenie. În nota de fundamentare a OUG numărul 36 fracție 2009, arătându-se că este vorba de foști cetățeni români care în mod evident cunosc deja limba română și posedă noțiuni elementare de cultură și civilizație românească. În fapt însă s-a dovedit că există o incongruență între ipoteza de la care s-a plecat pentru adoptarea acestei măsuri, respectiv prezumarea cunoașterii limbii române, și realitatea concretă, dovedindu-se de regulă cu ocazia depunerii jurământului ca un număr semnificativ de solicitanți de cetățenie ai căror ascendenți au fost cetățeni români nu cunosc la nivel minimal limba română. Totodată, Autoritatea Națională pentru Cetățenie nu va mai fi obligată să verifice în termene de 5 luni cererile privind redobândirea cetățeniei române. În perioada 2018-2023, Autoritatea Națională pentru Cetățenie a fost chemată în judecată în 6.126 de cauze. Datele Autorității Naționale pentru Cetățenie arată că din 2007 până pe 25 martie 2024 au fost înregistrate aproape 100.000 de cereri de redobândire a cetățeniei române.
Până în prezent, aproape 56 de persoane au fost puse sub acuzare în dosarul finanțării ilegale a partidului Șor, declarat neconstituțional în 2023. Declarația a fost făcută de procurorul general Ion Munteanu în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune. Totodată, șeful procuraturii generale dă asigurări că procurorii depun toate eforturile pentru a coagula cauza penală și a trimite pe banca acuzaților și restul persoanelor suspectate de finanțarea ilegală și coruperea legătorilor de către reprezentanții formațiunii scoase în afara legii. Potrivit lui Ion Munteanu, printre persoanele cercetate sunt și membrii ai partidului Șansă, afiliat oligarhului fugar Ilan Șor. O parte din dosar este în instanța de judecată, ceea ce vizează acceptarea finanțării ilegale a partidului Șor. Altă parte de investigație este la etapă de urmărire penală. În această cauză penală au statut de învinuit aproximativ 56 de persoane. Vreau să vă spun că în această investigație sunt implicate toate oficiile sistemului procuraturii. Fiecare oficiu a primit sarcină, fiecare oficiu are de executat anumite indicații. Se depun eforturi pentru a coagula această cauză penală și a expedia în judecată și restul persoanelor. Deci e vorba de 56 de persoane în raport cu Partidul Șor și e vorba de aproximativ 30 ceva de persoane în raport cu Partidul Șansă. După ce în aprilie oamenii legii au ridicat în urma perchezițiilor de pe aeroportul internațional Chișinău, dar și alte locații, peste 20 de milioane de lei în numerar de la curierii lui Șor, care se ascunde de justiția moldovenească în Federația Rusă, Ion Munteanu declară că oligarhul fugar ar fi pus în aplicare între timp mai multe scheme de introducere a banilor ilegali pe teritoriul Republicii Moldova. Noi nu vorbim despre o singură persoană că introduce suma permisă, deci vorba de acțiuni coordonate, e vorba de persoane care au mers la Moscova exclusiv pentru a aduce aceste sume de bani și pentru acest fapt ei urmau a fi remunerați. Deci aici vorbim de tot o altă componență de infracțiuni, vorbim de componență de infracțiuni și nu vorbim despre introducerea legală a mijloacelor financiare în țară. Totodată, șeful Procuraturii Generale a comentat și informațiile despre obținerea de către Șor a cetățeniei ruse. Intențiile Federației Rusă în raport cu solicitările noastre de extradare al Șor, eu cred că sunt evidente, nu-i cazul să comentez prea mult aici, e clar că Federația Rusă nu un astfel de extradeze Șor pentru a executa pedeapsa. Însă eu sunt sigur că Ministerul Justiției va insista pe această solicitare de extradare pentru executarea pedepsei în Republica Moldova. Totodată, în momentul în care Șor părăsește teritoriul Federației Rusă, acesta urmează să fie reținut și predat autorității Republicii Moldova pentru executarea acestei pedepse, indiferent de faptul că este cetățean al Federației Rusă. Amintim că Ilan Șor a fugit din Republica Moldova în vara anului 2019, odată cu fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc. De atunci, el a locuit mai mulți ani în Israel, țară a cărui cetățean este. De la sfârșitul anului trecut s-a mutat însă în Federația Rusă și chiar a obținut cetățenia acestei țări. Și Federația Rusă și Israelul au refuzat să-l extradeze pe oligarhul fugar în Republica Moldova până în prezent pentru a-și ispăji pedeapsa de 15 ani, dictată de judecători acum mai bine de un an, în 2023. De la lansarea recensământului populației și locuințelor la data de 8 aprilie anul curent și până în prezent au fost recenzate peste 2,3 milioane de persoane și peste 1,5 milioane de locuințele. Datele se regăsesc în cadrul unui comunicat publicat de Biroul Național de Statistică. Conform planului de desfășurare a lucrărilor de recensământ, în primele două luni de recenzare, sarcina pusă în fața personalului de recensământ a fost de a identifica și vizita toate locuințele din localitățile țării și de a colecta date despre locuințele și persoanele care locuiesc în acestea la data de referință. Cea mai mare parte a recenzorilor au realizat deja acest obiectiv important, recenzând locuințele și locuitorii din sectoarele de recensământ atribuite acestora. Apreciem mult dedicația și responsabilitatea de care a dat și dă dovadă în continuare personalul de recensământ, în special recenzorii și supervizorii în activitatea lor nobilă și cu abnegație pentru a asigura ca toate locuințele și persoanele să fie recenzate corect și complet. Potrivit sursei citate, perioada rămasă până la finele recenzării, data de 7 iulie curent,
este destinată finalizării procesului de recenzare, inclusiv pentru efectuarea vizitelor repetate la locuințele care încă nu au fost cuprinse de recensământ, în special în municipiul Chișinău, precum și în alte localități în care încă nu toată populația a fost recenzată din varii motive. Este vorba de cazuri în care nu au fost de găsit locatari, inclusiv la vizitele repetate ale recenzorilor, și sau persoanele la locuințele vizate de către recenzori nu au luat legătura cu aceștia pentru a stabili data sau ora recenzării, persoanele care au fost contactate efectiv de recenzori, dar încă nu au fost disponibile pentru a fi recenzate, etc. De asemenea, ne referim la verificarea statutului ocupațional al locuințelor pentru asigurarea că nu au fost trecute cu vederea locuințele efectiv ocupate, realizarea altor activități de asigurare a calității și bunei acoperiri a locuințelor și persoanelor care sunt subiecte ale recensământului cu utilizarea diverselor surse de date disponibile. În context, Biroul Național de Statistică face un apel către locuitorii țării care nu au participat încă la recenzare de a lua legătura cu recenzorii, conform datelor de contact din înștiințările distribuite de recenzori persoanelor care nu au fost găsite la domiciliul acestora, pentru a fixa data și ora interviurilor în termene proxime. Doamnelor, domnilor, știrile noastre se încheie aici, însă ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md și pe rețelele de socializare. Urmează știrile din sport, eu vă doresc un weekend liniștit alături de familie și cei dragi și vă dau întâlnire de luni până vineri la ora 17 și la ora 19. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei! Emisiune realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.